Salut și eu, am găsit la un episod din The Forest Multiplayer, aici cu pisica mea miau? Bună! Și uh, aproape am terminat aceste găziburi, uh, dar înainte să începem episodul, vreau să vă spun că am intrat în nou an. Am intrat în 2016, la mulți ani tuturor. Uh, bine, v-am zis asta și în toate episoadele de ieri, de, la mulți ani, <laughs> dar... Uh, uh, da... E prima zi din an, nu știu, te simți, te simți mai diferit, așa te... Ea, mă simt a? foarte diferită, nici măcar n-au trecut, cât, trecut câteva ore, știi? Într-adevăr, că mă simt mai bine, parcă, nu știu. <laughs> Ea, așa zic și eu. A, nu știu, eu sper ca acest an să fie, să fie mai bun decât celălalt și um, tot ce v-ați propus voi uh, să se îndeplinească. Știți că v-am întrebat în episodul anterior ce ați vrea voi să faceți... În, în acest an. Foarte multă lume a spus că um, foarte mulți vor să ducă și la sală, foarte mulți vor să-și facă și calculatoare de gaming și tot felul de chestii. Sper ca toate chestiile să se îndeplinească pentru voi. Um, dar hai să ne apucăm de făcut treaba aici pentru că nu mai e timp de stat. Um, hai, eu deja am pornit. Ai pornit? Da, fost că jou. eu nu mai am energie deloc. Mm, asta e problema ta? Eu am energie. Problema mea. Da, e doar problematic. Mai sunt foarte puține sticuri de pus la un gazibo. Cred că din da. două drumuri deja am terminat unul din ele. Mai e al... de 11. Da, deci mai e un drum de făcut și la al doilea mai sunt 60 pe care sigur o să le facem. Fără absolut nicio problemă. Eu, niște, eu aud niște bătăi sau pur și simplu... Da, de la vecinul. A, lasă-mă că vecinul sta de sus <laughs> până la... Da, dar unde-i unde focul? Nu, nu mai găsesc. Ok, trebuie să mă duc în casă. Da, zi -mi. Deci, vecinul, știi că ți-am să cred că pe la ora 10 jumate, 11, când am băgat o friptura în cuptor, sau a auzit așa, bum, 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 cred că bătea omul ciucane Da, da, seară, pizina. what da. the fuck, adică, știți voi, bă, a dispărut focul de aici, glumești. Știu, știu că nici nu l-am găsit data trecută când știam că ai făcut un foc okay. acolo. Uh, da, faza cu vecinul, a uh, vecinul ăsta, Știți voi că e foarte cunoscut el prin episoadele mele pentru uh, bormașina de care dă dovadă. Uh, minunăția aia de bormașină. Ei bine, a aseară s-a decis că vrea să da cu ciocanul în parchet. Da, cred că, că, că asta făcea, nu știu. <laughs> dar că că e la au Să bubuituri. Uh, eh, noaptea de revelion, cum da. petrece cu ciocanul în parchet. Că <laughs> păi <laughs> uh, Mi se pare destul de Băi, noapte e noaptea de revelă în fiecare are voie să facă ce vrea. A, da, da. Te să te duci să mănânci și tu. Să mănânc ca aș mânca. Da, pe am pus acolo l-a făcut, aveți da, la al doilea foc. Aș mânca în viața mea, <laughs> că în joc nu e foame, decât foarte puțin am un sfert la din stomacel. Da, așa să-mi și să ce stickuri mai am aici, în rest e ok. Um blogurile astea de aici chiar nu avem ce să mai facem cu ele, că adică sunt... Da, sunt acolo, că o să, mai trebuie, ne mai trebuiască nouă. Nu știu, mai simt așa, parcă n-am dormit toată noaptea, îți jur. Mm. Senzați de aia, nașpa. Păi, poate chiar n-ai dormit. <laughs> Ei, hey, da, n-am dormit și am dormit. Am dormit. Uh, nu uitați, dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua cu episoade. Um, V-am zis, nu știu exact cât o să continue să în funcție de ce avem de făcut în aceste episoade. Um, Vom continua atâta timp cât de mai dați și voi idei ce să mai construim. Eu sper să mai adauge content nou. Asta e faza. Mm. Pentru că momentan nu prea mai avem content. Și am cam rămas fără. Da. Ce ziceam? Zic că poate chestia asta cu senzația poate și datorează și faptul că a fost o zi agitată ieri. Da, da, da. A fost agitată. Pregătiri, fost agit... chestii, nebunii. Um, oricum, puteți să ne lăsați ca temă de discuții, eu v-am lăsat ca temă de discuții și în altă serie astăzi aceeași chestie, dar puteți să ne lăsați și în The Forest ce ați făcut voi aseară, cum ați petrecut voi noaptea de Revelion. Bine, mă refer în mare parte unde, adică acasă, la restaurant, chestii de genul ăsta. Da. Bun. Ai strâns sticuri? Eu cred că am destul Mă am impresia că e o asta. Am 10, uh, deci eu nu mai pot să iau mai mult de am tot. 10 acum, urc spre tine. Sunt la poia, uh, cum se numesc ei. Aligator. La crocodil, na. Toți mi-au zis crocodil, dar de fapt și că sunt aligatori, că știu cum m-a mai corectat cineva de câteva ori. Da. E nu știu care e diferența dintre cei doi. Diferența e foarte cred mică. Că la, cred că la mărime oare o no, e no. mai mare? Sau... Sunt cam la fel. O, e o diferență foarte mică. Și pentru diferența aia au decis să-i dea un alt nume. Mm. Și am terminat primul. Primul gazibo e finalizat. O să să duci sticule la al doilea. Da. A, puțin mai greu, dar vin, Am găsit niște berries pe drum, am mâncat un pic chestii de astea. Și la acest gazibo, dacă vreau, pot să pun o frânghie. Um, hai să vedem unde o fi frânghie. Frânghie, frânghie, pe unde ești tu frânghie? A ah, și uite, ăsta e bone Poți să faci din... Uh, din... Oase. Auzi, stai că vreau să te întreb ceva. Uh, și că seara ne-am, mă rog, ne-am uitat și noi pe geam. Ai văzut tipul ăla care arunca cu artificiile alea mari? Așa? Unde găsești de cumpărat de alea? Se găsesc la magazin. La magazin? Asta da. sunt absolut geniale. Da toată lumea dădea cu de la nu știu dacă ai văzut Am văzut, da, erau, uh, tipul ăla era chiar aproape de noi, știi, când dădea în sus da. erau mai departe puțin Dar erau super șmechere unde e, Unde-i e frânghia, Zici și mie Erau artificii de-alea, exact ca în GTA, cu tunul când arunci super A, uite tare. aici dacă ne întrebase cineva nu, nu pot să pun frânghia până la urmă nu? ne întrebase cineva pe da. Facebook, am pus noi o poză Bine, eu am pus o poză, Max pus a, uh, E prea sus, ah, got. a, gata, așa, zi ne-a întrebat dacă am folosit și noi chestii pe tarde, chestii de genul. Da, -am noi folosit. nici n-am ieșit afară. Nu, no, am stat pe geam. N-are rost să cobor ce să faci. E, știu. că erau foarte mulți oameni, dar... dar no. și sincer, mie mi-e cam frică de pe tarde și de chestii de genul. Și mie, așa mi-e frica. Oricum, ieri am auzit foarte multe prin, pe aici. Era, adică toată lumea dădea. Da. Dar asta e perioada până la urmă. Oricum, a, a fost foarte frumos. A fost frumos, da. Bun. Uite, ceva de genul asta arată dacă vrei să vii încoace să vezi cum e. Mie mi se pare că s-au lipit perfect gazibă de, de casă. Tu ce faci da. acolo? Sticuri! Fac sticuri. Faci tu sticuri? Le faci tu cum le faci? Da, eu le fac. Au uh, un copac normal. Nu poți să faci sticuri dintr-un copac normal. E nasuri cele nu poți să faci dintr-un copac normal? Uh -huh. Da, dar în jocul ăsta nu mergem. Cum zici tu? E treaba mea cum le fac atunci. Stai mă că vin eu acum să văd ce faci tu acolo. Nu-i treaba ta, ți-am zis. Dar tu știi ce ciudățenie? Deci știu. nu știu dacă v-ați uitat în episodul anterior, copacul ăsta de aici, ăsta, și cu copacul ăsta la eu am dat în ele și le-am înverzit. Le-am făcut, am făcut, făcut copaci mari din ăștia doi. Și știu. acum sunt la loc fără frunze, what? Da. E cea mai ciudată chestie din jocul ăsta. Ia să, să văd câte am. 6. Hmm, ai dat drumul la foc aici? Da. De unde ți-ai luat usticurile? sticurile? Le-am luat eu. E, am fost pe acolo, pe la aligator, am mai fost pe aici, am mai găsit hmm. doi, doi am... Pe aici nu prea găsit. A, ah, uite aici, uite unde ăsta. Sunt hmm. bețele astea, astea trebuie să le tai și să primești câte două la fiecare de asta și dacă te uiți atentă pe jos o să mai vezi ocazional și la întâmplare. Dar uite aici unde sunt eu, sunt foarte multe. Păi am mai găsit și eu aici, am 8 și mai am nevoie de 2. Eu momentan am 8, așa, de mai am da. încă 2 de aici. Și o să terminăm toate, o să terminăm ambele gazibouri. Bine, unul din ele e deja finalizat, dar în episodul o să o terminăm și pe al doilea. Și o să fie construcția noastră în sfârșit completată în prima zi din an. Da. Uh, bine. Mai, mai, avem gardul. Mai avem gardul, știu. dar gardul o să ne ia mai mult timp, așa că momentan ne ocupăm de gazibo. Tu îți dai seama că fiecare bucățică din gard, fiecare pătrățel de la... Așa. Ai nevoie de 6 sticuri pentru fiecare în parte. Știu. Tu Oricum seama. am făcut mai mult din Oricum el. Oricum ești cam jumate din el făcut, dar... Bine, partea cealaltă e făcută. Da, oricum, o să mai lucrăm la el of camera, că nu o să mai avem timp. Momentan, să dau eu drumul la focul ăsta. 25, ia, tu tu pui. 35, uite, 35, Foarte repede, hai înapoi, că tot acolo jos unde am fost noi acum sunt, uh, sunt o grămadă de copaci uh -huh. de ăștia micuți. Mă întreb astăzi, oare fi deschis vreun magazin ceva? Ai că nu. A știi ce deschis azi? Ba da, sunt deschise magazine. Uite, dacă vrei să te duci să iei de exemplu o apă, un suc, o chestie, poți să te duci la benzinării. le cred că sunt deschise tot timpul. Da. Ia, o bună idee, după ce termin de forest, te și la benzinărie. Aha. Mă, să pun niște benzină. Mă duc să iau niște benzină la bidon. La bidon. <laughs> uh, bun, avem... șapte. Hai să mai vedem încă vreun copăcel pe ai, Tu ai mai găsit? Am găsit Uite, șapte am mai văzut doi aici. Doamne, de când mă joc jocul la horror, Emily is away, Așa. Joc, când mă joc prin jocuri Uite, de exemplu, cum e jocul ăsta acum în The Forest Și e foarte întuneric, mi-e e frică să-mi sară ceva în față oh, Nu da. mai sunt obișnuit cu jocurile horror Parcă după ce te joci Multe jocuri horror în continuu Unul după altul Începi să te obișnuiești și nu mai ești așa Nu mai ești fricos Da. După ce ai luat o pauză destul de lungă Începi să-ți să fii foarte frică uh, Și cam asta mi se întâmplă mie acum. Și mi acum E foarte amuzant când te sperii, să știi da... E faza proastă că noi oamenii care ne uităm la tine Sperim mai mult de tine decât de... Am auzit chestia asta Am auzit oameni că sperii mai mult de cum mă sperii eu uh, Decât de chiar de jumpscare-ul respectiv Știi, eu mă mai prin comentarii Știi și văd uh, că scriu oamenii Timpul în care apare o chestie de te sperie Știi? Și e da. ca, frate, relaxare Știi, deja știu când vine chestia Păi, <laughs> dar tot mă sperie pentru că mă speri de tine Știi? Da, vă pe cineva în comentarii Care zicea că nu se uită de la jumate de ecran pentru că e frică <laughs> și după <laughs> aia mai rău câțiva mai care, și eu, și eu la fel. <laughs> da, sunt, sunt scary jocurile astea, dar senzația de după, după ce te-ai speriat, e absolut genială și, nu știu, parcă te face să vrei și mai mult și mai mult și din cauza asta, majoritatea oamenilor care joacă, sau cel puțin eu, preferăm jocurile horror. Nu stiu, eu unul abia aștept Outlast 2 Când o să lanseze Outlast 2 Doamne, o să fie nebunie curată Abia aștept Nu stiu exact când, dar anul asta ci că Cel mai probabil o să te întrebi și pe tine lumea dacă o să faci Mai de făcut, cred că o să fac Pentru că n-a Outlast la primul nu avea niciun rost să-l fac, pentru că deja știam ce se întâmplă Deja și nu știai, l-ai eram... văzut de o grămadă ori și... Da, că nu și mai eram... Și asta e faza, știai că sunt unii oameni care îmi spun să fac niște jocuri pe care eu deja le-am jucat fără să le filmez când, uite, de când nu făceam YouTube da. um, Cum ar fi Bioshock, da, toată seria Bioshock eu am jucat-o deja Și sunt oameni care îmi zic, Max, dacă îți place așa de mult Bioshock, de ce nu-l faci pe canal? Nu mi se pare normal să te joci un joc pe care l-ai jucat deja, pentru că după aia reacția ta nu mai e originală, știi, adică nu mai e... Da, normal În mare parte, uite, și eu când mă uit la... să văd un youtuber, o, o, un joc cu sau ceva Mă uit la reacția lui, chiar dacă eu am mai văzut jocul ăștia Da E dacă atunci, dacă persoana respectivă știe deja jocul mm -hmm. Reacția nu mai are nicio reacție, practic, și... Na. Și de asta nu joc eu jocurile pe care deja le-am jucat De asta vreau să joc jocuri noi Și așa bănuiesc că e și la tine aceeași chestie cu da. Outlast da, mm. da, da, da Tu știi deja cum ar fi să te joci și practic tu știi când vine fiecare sperietură, adică... Da, normal Ce rostare? Bun Hai să vedem, tu mai ai sticuri? Eu am strâns deja încă 10 și să vedem cât o să mai avem nevoie de după Avem 55 acolo. Deci cu 10 65. 65? Nu, no, am terminat. Ah, ok. Holy shit. Și am, dacă mai ai sticuri putem să le luăm pentru gard. Chiar. Dar uite cât de genial poate să arate. Unde-i luna? unde-i luna? Nu știu. Tu vezi că luna a dispărut de pe cer? Poate să facem zi nu, că e vremea asta de ceva vreme. De ce e așa? de ceva vreme. Yay. Pe bune. E așa de ceva vreme. De ce? Nu știu de ce. E ciudat. Hai că e ceva straniu la mijloc, nu înțeleg de ce s-a făcut oh, așa. Oh, oh, oh. Păi da, luna nu mai există pe cer și nici zi nu e, e noapte. Da. Păi chiar da. Ești un fricos. Hmm. Ho, 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 Totuși, ar trebui să facă zi sau să facă noapte, să hotărească ce vrea. Am momentul de față ei între și luna eu nu o văd. Eu mă luam după lună să văd când se face zi sau când se face noapte. După luna sau pe soare. Uite-o aici, ia ai, uite Uite uit ce frumos o, Unde e? e? Uite-o aici, ești din casă, uite-te. What? Te-ai panicat degeaba. Unde a, e? Uite-o, măi, pe cer. Pe bune, la mine nu e nicio lună. Vii, vina unde sunt eu. Tai o secundă. Eu văd din toate pozițiile în pana mea luna asta. Cred că ori s-a bagui jocul meu. S -a -s -a. E nu stiu să vă uitați la mine, să-mi spuneți dacă ați văzut la mine pe video vreo luna, pentru că la mine eu ce opțiune nu văd. Cred că jocul meu e bagui. Și de aici o văd. Păi da, dacă tu o vezi din toate pozițiile, nu văd nicio pozitie. E cerul negru? E cerul, nu e negru, tocmai asta e faza, e un fel de... Chiar nu știu ce culoare e, un de... e un fel de... Ceva deschis la culoare Și e noapte Eu nu mai văd, dar văd un schimb reflexiile Ei... Hmm. Se așa așa cum duc sus Să las și sticurile astea aici și am stomacul gol, golă, ceva fac, unde mâncat? Fac acum Că eu nu am mai vunat nimica am o singură -am. bucată, dar o să-ți dea tot stomacul full, așa că să vii în casă să mănânci. Um, da. ai vreo băncuță pe aici? Unde ah, pot? uite aici. Am, la mine în casă. Mă, că mai boschetul în casă. Da, din păcate, da. Fi, asta ar fi problema, dar... Mă, mă bucur că am terminat gazibourile. Chiar vreau să le terminăm să... Știu Căpânzele. că, da, să știu că sunt gata și um, chiar nu a durat chiar atât de mult pe cât mă așteptam. Mă gândeam că ce știi că tot să dureze, dar uite că a fost destul de rapid. Poți să vin cu acela dacă vrei Acum să Acum vin puțin mai greu pentru că am sumat cu gol Am deschis și... eu ușa asta E băguită și de obicei ești la mine în casă? Da, am fost, am pus ceva pe foc Cum mm. trec eu prin pereți te... Ești în bucătărie sau în cameră? Eu, cum ai că ești? Ești, ai fost în bucătărie sau în camera? În camera în care ai foc. ai o singură cameră în care ai foc la tine Nu, aveam camera cameră și mie mi-a dispărut focul de aici În prima cameră, da, în a doua, nu Și în a doua, nu What? am foc aici, Max What? Tocmai în a doua cameră ți-am făcut eu de mâncare acum Max, nu am foc What? Are... What? 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 Tu vezi focul? Tocmai ți-am pus de mâncare și a dispărut? Și a dispărut. Da, pe bune, de noi. Hai jos, ceva foarte straniu se întâmplă cu jocul ăsta. Vino jos, vino la mine. Să aud sunete ciudate, Max. Ia. Yeah. What the fuck? Ce? Chiar se aud sunete ciudate. doamne, mi-e frică. dă te să intru în casă, că vine Fac cum nu merge aici, da. nu că te deschide ușa. Trebuie să te împingi în ea, n ce să faci. N-am cum să-l Mi-e cu colindu. Se aude un clink, 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 dar nu... Încearcă să dă Să dă-te. Uite, încearcă să intre acum. Ți-a închis nasul meu. Hai, hai, intră. E, da, sa intru si nu intră animalul ăsta de caracter. Nu pot oh, să my intru. fucking god. Mă duc să mănânc niște berries, lasă mă pace cu ușa ta. Pe bune? Dacă ți fac un foc aici... Și să dispară iarăși... N-am sticuri să adun, sa știi. Nu mai fac niciun foc, ma duc să mănânc berries. Dar de unde ai berries? De sus. Ok. E ceva straniu, nu inteleg ce se întâmplă cu jocul. Și acum să vină să te sperie ceva și nu te să ar, fi cool, mea, ar fi culmea, cool, ar fi culmea. oh, deja mi s-a făcut pielea de găină. Băi, Bă. și focul de aici a dispărut glumești? toate focurile au dispărut. Oh, cred că ni le-a furat babau oh. Băi, eu sper că nu. Nu tot boschetul. Mănânci <laughs> boschet. Da, pentru că dispare boschetul, trebuie să rămână. Se face zi și eu tot nu văd nimic. Nu văd soarele, nu văd nici luna. Doamne, ce chestii strani se întâmplă. Nu pot să mănânc berizi astea bune de aici. De ce? Pentru că nu-mi dă opțiunea. Fă, bagă foc aici. Asta nu pot să le mănânc. Păi ai sticuri? Am două sticuri. Fă de la mic. Nu ți ajunge. Nu da. Gata. Da, da. Bagă bucata de carne, trebuie. Doamne, frește. Ia și mănâncă. Da, te se face zi. Se face zi. Și, -și că vine soarele de acolo, de eu tot Cred că e foarte ceață la mine în joc. Bă, și aici e ceață, adică ce văd eu e ceață. Oricum, aici sus ar trebui să fim în siguranță, în principiu, dar nu știu. Acum, nu cred. Oh, oh, my da, eu God, cred că e din cauza pire. că e foarte ceață, nu se vedea luna din cauza asta. Păi, dar la tine era ceață, dar la mine nu era. Nu știu. Ia, bagă și tu bucata aia în gură și gata. O Oh, Doamne. Bă, nu știu, să mai investigăm noi acum, hai să coborăm până jos, să vedem uh, cum arata cu gazebo-urile pe timp de zi. Hai, construcția noastră. Ne-am chinuit ceva vreme, dar uite ca am reușit în sfârșit ceva de genul asta arata, zici eu ca să vântuit să ceva. Du-te de aici ca s-au întâmplat chestii stranii. Uh, oricum, mie îmi place cum a ieșit uh, Sper să vă placă și vouă uh, Și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like Și noi ne auzim uh, în episodul următor Pa, pa! pa.